Astăzi jucăm Stumble Guys și sunt rușinos. Stai că nu sunt rușinos, așa. Salut, eu sunt rușinos. Așa, în fine, nu contează, băieți. Oare vă întrebați ce înseamnă asta? Cum adică Stumble Guys, dar sunt rușinos? Păi, am zis eu să fie mai așa pus, dar asta înseamnă că n-avem voie, știți cum e omul rușinos, stă cu capul în pământ și așa, merge cu capul în pământ. Și noi astăzi trebuie să facem acest challenge, să mergem cu capul în pământ și să vedem dacă o să fie un challenge bun, dacă putem să ne descurcăm, dacă o să ajungem măcar să trecem de prima rundă. Ar trebui să trecem, adică nu cred că e nimic greu, sincer. Dar dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să vă abonați, să dați un like și hai să nu mai stăm la vorbă, intrăm în primul meci. Și după cum puteți vedea, avem aici skin-ul ăsta de clovn. Hai să iau așa. Bă, clovnul e rușinos, clovnul nu prea vorbește și să zic așa, dar da. Și cum am zis, dacă mai vreți episoade de genul, lăsați și comentarii acolo cu ideile voastre de challenge-uri ca să știu ce să fac la următoarele episoade. Ok, deci Icy Heights, sper că am zis bine. Și trebuie să mă uit cam așa în jos. Bă, dar nu pot să stau mult mai în jos de atât, mă? Nu pot să stau mai mult mai în jos de atât, gen? Adică, cum? Doar așa? Păi da, nu e nimic greu, sincer. Credeam că este foarte greu, e mai greu. Dar stați puțin că nu e nimic așa, pentru că mai vin bulgări, mai sunt obstacole și asta e greu, că nu-mi dau seama. Uitați cum a luat ăsta, bă, și eu nu mi-am dat seama. Bă, what? Ce are? De ce nu vrea să meargă ăsta? Hai mă, hai, te rog, bă, nu mă calific. Bă, plecați bulgări de aici. Nu, bă, nu se poate, mă, așa ceva. Credeam că eu... Aolo, bă, credeam că e mai ușor challenge-ul ăsta. Pe ce? Am pierdut, nu? Am pierdut. Da, m-am dus. Bă, da, bă, de ce e așa de greu, mă? Bun, hai să vedem și la harta asta. Asta e aia cu ciocanele, parcă, nu? Parcă aia e, că n-am fost atent când s-a arătat harta. Dar parcă aia cu ciocanele, uite, aici o să sărim noi, o să urcăm pe astea sus. Trebuie să urcăm aici sus pe astea. Iar aici o să fie asta cu ciocanele. După asta pare aia cu ciocanul, dar asta e treaba, la ciocane aici s-ar putea să fie mai greu pentru că nu văd. Mamă, stai că nu vedem unde trec. Ah, stai că se vede umbra și să zic că este mult mai bine. Bă, nu. Ah, ce noroc am avut. Cum am scăpat de asta? Că am crezut că mă sabotează ăla al meu. Bine că nu e al meu, e normal că poate să mă saboteze pentru că nu e pe echipă aici. Băi, Rafaele, nu e pe echipă. Bă, stai scu să mă calific. Ia să facem și noi o schemă frumoasă. Doamne, cât de... Bă, dar parcă erau 8 de alea. Nu erau 16. Cum au ajuns la 16 așa repede? M-am prostit și eu. Sunt și eu capabil să câștig o rundă măcar? Mama, aici la Jungle Roll. Mama, asta cred că e chiar grea. Bă, dar nu mă așteptam. Bă, eu credeam că nu e chiar așa de greu. Bă, e greu challenge-ul ăsta, sincer. Chiar e greu challenge-ul. Nu mă așteptam la așa ceva. Adică, credeam că e ușor, că... Mai ales eu ziceam, bă, dar doar atâta pe cât vrea Rafaele, că e, da, îți dai seama. Mamă, voi vă dați seama dacă țineam ăsta? Bă, da, stai mă, asta e o față la mine la pălărie deasupra? Ceva de genul? Cred că da, nu știu. Un smiley face, ceva așa pare. Dar ziceam eu, doar atâta că parcă văd prea mult, dar nu, chiar nu văd prea mult. Chiar e gen, e bine și gen, e greu, adică nu că e bine. E chiar greu așa. Dacă era mai mică, ăsta era... Vai, eram vai de capul meu la challenge-ul ăsta. Dar hai să vedem. Bă, de data asta sper să mă calific să nu mai fac eu prostii de alea de ale mele, să încerc toate chestiile alea aiurite. Și m-am calificat, mă, da, mă, da, așa. Opa, bloc de... Și cred că e cam greu aici. Bă, dar stai, eu pot să trec la țep și la alea? Cred că pot să trec dacă stau așa, nu? Adică nu cred că influențează cu ceva poziția, adică trebuie să stai eu cu capul în sus sau ceva de genul. Dar cum stai să lasă ăsta așa în jos, să nu văd, mamă, da, știți care e faza, că eu nu văd ce trece și așa. Cred că ar trebui să mă pun mai pe aici, mai aproape, cred că asta e tactica. Am dobândit tot tactică, cred că e o tactică bună asta, adică să stau aici mai aproape să văd cam ce e și să-mi dau seama să trec mai ușor. Că dacă eram în spate până veneau astea, mă luau și muream. Uite, de exemplu, aici... Trecem aici, mamă, e tot doar una, eu văd doar una, asta e treaba, că nu le văd dacă sunt două și așa. Dar de-aia zic, fac așa, sar, stau mai aproape de ăsta și să-mi dau seama și m-am calificat așa, am ajuns în finală, what the... Mamă, haide mă, hai te rog, mamă, ce-ar fi să câștig, mă? Bă, să câștig așa cu challenge-ul ăsta, să mă uit în jos, chiar e tare, ar fi tare. Bă, dacă e honey drop, e cam ușor și așa, sau la valent, nu, aolo. Bă, nu suport harta asta, mă. Dar... De fapt, nici aici nu trebuie. Sau? Merge așa dacă stau doar în jos aici? Cred că dacă totuși văd. Văd cam mult din ea. Dar să nu vină ăștia din spate, că eu nu văd aici în spate. Doar trebuie să fac așa. Trebuie să mă învârt și chestii de genul așa. Mă duc pe aici așa.
Bam, bam, bam. Trebuie să mă învârt așa și să văd unde sunt astea. Bă, cred că e ok la harta asta, challenge-ul. Dar oricum, gen, mie nu-mi place harta asta, mi se pare. Adică, nu știu, mor eu. Mă iau astea, uitați-vă, era să mă ia din nou. Hai să vedem, bine, din nou, gen, acum, pentru prima oară. Din nou, așa, cum mă ia de obicei chestia asta. Când mă joc și așa, când pică harta asta, dar hai să vedem. Nu, uitați, uitați, nu, nu. Nu, 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 nu. Bă, dar mă apuc astea și nu mai-mi dau drumul. Vin toate grămadă după pe mine. Nu mai pot să mă mai ridic. Ce înseamnă asta? Opa, alo. Lăsați-mă în pace. Nu, 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 nu. Mamă, cum am scăpat aici. Cum am scăpat aici. Incredibil, nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Mamă, 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 mamă. Nu, 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 nu. Mamă, nu, nu. Bă, cum am făcut aici? Bă, și era să câștig, mă. Ha, mă, pe bune, fi serios. Chiar așa? Dar stai, ce nu mai apare alea? What? Ah, crezi că nu mai apar free prize-urile astea? Da, cred că o să fac eu un episod special. Niște shorts-uri cu de-astea așa. Cred că de-aia nu vreau să le deschid acum. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, am fost rușinos, puteam să zic. Da, adică am stat cu capul în pământ. Hai să, am făcut și noi o glumiță așa de început. Să punem și noi un titlu mai, mai, nu știu, mai neauzit, mai, așa mai... Nu știu, nu știu cum să zic, în fine, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să abonați, să dați un like și dacă mai vreți episoade de genul, lăsați ideile voastre de challenge-uri în comentarii, iar eu o să vă extrag, o să aleg, dacă aveți o idee foarte bună, o să o pun în aplicare, ori pe shorts, ori pe video normal, deci uitați-vă și pe shorts și aici, cu voi a fost Rafael, pa, pa!